Administrația Baia sprijină în atenție mai multe proiecte care să ducă la dezvoltarea micii urbe și a localităților aparținătoare. Recent a încheiat un protocol cu administrația din Rahiv, Ucraina, cele două UAT-uri intenționând să dezvolte proiecte pe mai multe domenii, dar în special pe latura socială. Recent primarul orașului Alin Bârda a declarat pentru Teleplus Maramureș că se intenționează deschiderea unui centru de studiere a arhivelor fostei securități. Avem un protocol semnat cu CNSAS în acest sens și acest centru va fi lângă un depozit de dinamită, o fostă galerie de mină. Sperăm că în acest fel să îmbinăm și turismul și partea aceasta a istoriei care se presupune a fi cercetată și a nu fi uitată. Este o zonă vizitabilă care se poate vizita pentru că celelalte galerii de mină sunt închise. Ideea este una îndrăzneață având în vedere că puține localități din țară au un astfel de centru, dar inițiativa este întemeiată. În mina Baia Sprijă au fost aduși la muncă silnică luptătorii împotriva regimului comunist și a fost poate printre cele mai, dacă nu cel mai greu regim de exterminare, pe lângă pușcăriile cunoscute ca și sigetul Marmației, cei care au rucat în băi, în mina Baia Sprijă, au suferit foarte mult. Pentru deschiderea centrului există stabilită o colaborare cu un ONG. Urmează să se stabilească detaliile pentru înființarea centrului.